Încă mai puteți juca Counter-Strike Global Offensive, chiar dacă pe data de 28 septembrie s-a lansat CS2-ul și aparent nu mai aveți de unde să luați CSGO-ul. În acest videoclip vă voi arăta scurt și la obiect cum puteți să lansați în continuare CSGO-ul și să vă jucați, într-adevăr, nu pe serverele oficiale, dar pe serverele comunitare. Vă voi spune exact de ce ați vrea să faceți chestia asta, dar înainte de toate nu uitați să lăsați un like acestui videoclip pentru că mă ajută foarte, foarte mult și de asemenea, dacă vreți să mai vedeți videoclipuri de la mine, dați click pe subscribe și pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudeți videoclipuri. Ei bine, bine, pentru a juca CSGO, tot ce trebuie să faceți este să mergeți pe Steam, mergeți în Library, iar mai apoi la Counter-Strike 2. Mai departe dați click dreapta și dați Properties. Mergem la Betas, iar aici la Beta Participation dați click și selectați CSGO Demo Viewer 13879. Este totul ok, închidem și când vom da click pe, pe butonul de play, va apărea de fapt un mesaj prin care trebuie să dau la dați 12,6 giga de joc echivalent CS:GO-ului. După ce veți face update-ul la noul joc, veți putea să alegeți dintre CS2 și CS:GO pentru a juca. Atenție foarte mare, însă pentru că în CS:GO, în momentul de față, nu mai puteți să jucați pe serverele oficiale, prin urmare nu mai puteți să jucați competitiv, nu mai puteți să jucați The Wingman, nu mai puteți să jucați Danger Zone, nu mai puteți să jucați match. Tot ce puteți să jucați este pe serverele comunitare. Ceea ce este un lucru foarte important pentru că în momentul de față acest lucru nu se poate face pe CS2. Prin urmare, dacă aveți servere comunitare care vă plăceau și pe care aveați prieteni și pe care voia să mai jucați din când în când, acest lucru îl puteți face pe CSGO, dar nu și pe CS2. Dragii mei, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel și noi ne auzim la un nou videoclip. Rămâneți cu bine, salutare!